Cei care s-au născut în zodia săgetătorului vor avea între 11 și 12 mai după amiaza motive să își dorească să ajungă în fruntea unei instituții, unui grup, a unei structuri sau a unei inițiative, să o conducă, să fie lider de opinie, să fie cei care dau direcția, ei să fie urmați, ascultați, admirați, ei să fie un model și un reper. În fine, nu este nimic rău și poate că acele persoane mature și cu experiență vor atinge destul de repede și de ușor acest nivel. Ceilalți, mai tineri, insuficient pregătiți, se vor zbate, se vor zbuciuma, se vor enerva, vor consuma foarte multe resurse personale cu mai puține rezultate sau cu un efect mai puțin strălucitor decât își doreau ei. Între 12 mai, după ora 19:30 și 14 mai, până spre orele 22, momente bune, profitabile, pentru tot ceea ce înseamnă administrare a statutului profesional și a imaginii publice. Nu cred că e vorba de progres sau de numire într-o funcție, ci e o orientare profesională înțeleaptă, justificată, adecvată, care se derulează și într-o strânsă legătură cu ceea ce se întâmplă pe casa muncii. Are legătură directă cu munca și nu doar așa cu onorul și mândria în abstract. Relația este bună pentru că presupune că ceea ce obțin este o consecință firească a felului în care au muncit, a felului în care sunt priviți pentru activitatea pe care o depun, a succesului pe care l-au realizat la locul de muncă sau a capacităților profesionale dobândite până acum, care sunt o garanție pentru viitor sau pentru noua postură care se adaugă, o compensează, o completează și o diversifică sau o amplifică pe cea legată de activitatea curentă. Între 14 mai, după ora 22 și 16 mai, momente relativ banale, mai puțin semnificative, în planul relațiilor cu prietenii, nevoie de a balansa, de a contracara, de a echilibra ceva care s-a produs în neregulă într-o relație sentimentală. Fie își cer scuze, fie comportamentul lor manifestă în mod vădit regretul că n-au fost la înălțime, că nu s-au purtat cum trebuie, că regretă ceea ce s-a întâmplat, că vor să șteargă urmele. Și pot să facă un gest frumos, amabil, plăcut, diplomatic, o mică șmecherie, să cucerească inima și să șteargă cu guma ce a fost, gata, nu mai e supărare, motiv de nemulțumire, toată lumea e fericită, împăcată. Simt nevoia unei restabiliri și a unui calm sau a unei reglementări în acest plan sentimental și afectiv. Pe 17 mai, luna va începe să tranziteze zodia Scorpionului și va pune într-o situație foarte specială axa celor două case ale sănătății. În principal, tranzitul lunii prin zodia Scorpionului va insufla nativilor niște stări speciale, niște trăiri speciale, un psihic motivat de amintiri, de tot felul de lucruri uitate și reactualizate, readuse în prim planul atenției. Dar cea mai mare provocare o reprezintă acumularea de planete în semnul Taurului, respectiv în casa a șasea, a bolilor de fiecare zi, a suferințelor curente. Acolo există Soare, Mercur, Uranus, pe fond, combinația nu trebuie să fie privită ca una periculoasă. Ba din potrivă, Soarele dă destul de multă energie și Uranus poate să permită și niște salturi, e adevărat, și niște fluctuații, dar poate să permită o consolidare a stării de sănătate sau trecerea bruscă, destul de rapidă sau de neașteptată, de la un nivel la altul. Doar că în ziua de 15 mai, în acest sector, începe să tranziteze Taurul planeta Venus. Planeta Venus va fi puternică, bună, eficientă, pentru că va fi în domiciliu.
În felul acesta, planeta Venus va arunca o rază favorabilă asupra sănătății nativilor până pe 9 iunie, cât va dura acest tranzit. Prima concluzie ar fi că începe un răstimp favorabil pentru vindecări, ameliorări, atenuări ale suferinței trupești. Nota generală este de învigorare, de tărie, de rezistență, de răbdare, de consolidare și fizică și psihică, dar și de capacitate de a răbda, așa cu mai mult stoicism, niște disfuncții organice. Același tranzit al planetei Venus în semnul muncii poate să aducă și posibilitatea de a descoperi o ipostază nouă, de a face bani sau de a-și valorifica o preocupare, un talent, o vocație. Sectorul muncii este intens tranzitat și nu aș spune că sunt elemente care să pună pe gânduri. Dimpotrivă, chiar dacă unele se vor produce cam brusc sau vor avea o alură neașteptată, totuși au o logică. Raportându-ne la ceea ce se întâmplă pe casa banilor câștigați din muncă proprie, se înțelege că se creează un alt raport de forțe. El poate să introducă o lentoare, o amânare sau o etapă care se produce acum, urmată de o scădere a intensității sau de o neputință de a împinge lucrurile mai departe, ceea ce va fi la un moment dat reluat sau va fi recuperat prin tranzitele care se vor produce de-a lungul acestei veri. Tot ceea ce nu se împlinește acum va avea la un moment dat o rezoluție, un recul, mai ales în august, spre sfârșit și septembrie. Pe 16 mai, Marte va intra în zodia Racului și va începe să transiteze până pe 2 iulie sectorul bani bunuri primiți, câștigați, favorizați, înlesniți, donați de către oameni sau instituții. Axa celor două case ale acestor beneficii materiale, inclusiv ale salarizării, este cât de cât activă și profitabilă timp de 2-3 săptămâni. Marte, dar după 15 iunie, Marte va intra în coliziune cu Saturn și cu nodul sud al lunii. Trebuie să fac o paranteză și să vă precizez că toată săptămâna aceasta și apoi toate săptămânile viitoare până spre 15 iunie avem de a face cu o conjuncție la grad perfect între Saturn și nodul sud al lunii. Acum această conjuncție va opera la gradul 30, apoi, pentru că vorbim de două ipostaze retrograde, fiecare în parte, conjuncția se va repeta la 19, la 18, la 17 grade, punctul cel mai fierbinte va fi între 15 și 17 iunie, când se vor crea niște situații asupra cărora eu nu vreau să zăbovesc acum, pentru că vor face obiectul altei analize. Încerc însă să vă pregătesc sufletește pentru ceea ce se va întâmpla atunci, nu mai e chiar atât de mult, 3 săptămâni, să nu fiți luați prin surprindere și mai ales să nu faceți în acest răstimp, până pe 15 iunie, piruete și exagerări financiare, pentru că ceea ce va veni vă va pune într-o situație destul de incomodă. Deocamdată dă năvală, nerăbdare, incapacitate de a aștepta finalizarea firească a lucrurilor, dorință de a precipita, de a sări niște etape, dar și dorință de a pune mâna pe cât mai mult din ceea ce la un moment dat îi se oferă. Demersuri care nu țin cont de niște prezumții juridice, economice, familiale sau morale. De aici și exagerarea, de aici și posibilitatea de a fi puși la colț pentru că fac niște lucruri care nu sunt tocmai decente, onorabile sau justificate. Că ei au niște argumente pe care le aduc, acele argumente sunt întemeiate, asta este una, evenimentele tind la rândul lor să aibă o doză de negativism și de subiectivism și să se deformeze în detrimentul nativilor. Totul să capete o coloratură care nu are chiar cea mai bună notă de autenticitate. E o
deformarea viziunii, a înțelegerii, a reacției, a trăirii și a percepției. Săptămâna rămâne în felul acesta una interesantă dinamică pe foarte multe aspecte de viață. Practic nicio casă nu rămâne neluată în calcul de tranzitele perioadei cuprinse între 11 și 17 martie, iar săgetătorii vor avea posibilitatea să evalueze în acest răstimp și niște ipoteze de viață care iau în calcul o chestiune familială, relațională, afectivă sau morală.